Salutare, dragilor! Eu sunt Cătălin Croitoru și bine ați venit la un nou episod de podcast Academia Booster by Jim Beam. Astăzi am un invitat special pentru voi, pentru mine și inedit, pentru că este prima dată când am în fața mea un pilot de curse. Da, curse. cred că sunt cel mai bine de curse, pentru că sunt multivalent, adică merg în mai multe competiții sportive. Mihai Beldie. Exact, Mihai Bun. Beldie. Ce frică mi-era să-ți să greșesc numele. E un nume neobișnuit, Beldie, de unde ești? numele provine din partea tatălui meu care e undeva de la Piatra Neamț de la Piatra Neamț e tata okay. nu știu exact povestea din spate dar mi-aduc aminte că undeva prin școala generală am fost la uh, o scenetă și chiar era un boier de numele, cu numele asta numele de beldie. Nu știu exact de unde provine, dar sunt foarte puțini oameni care poartă numele ăsta. Asta e, zic, e neobișnuit, neîntâlnit. Dar ne poți să neobișnir. zic o poveste faină referitor la nume? Sigur, bă, Am. De asta aici. Deci, nu, asta e <laughs> grav rău. La un moment dat am depus actele pentru a achiziționa o mașină, pentru a o finanța. Și toate bune și frumoase, la un moment dat mi-au zis, bă, nu se poate. Și am nu prea are sens. De ce? Cum ai crezut să se poate? Că cifrele noastre sunt foarte bune. Și am trecut peste subiect și la un moment dat cumnatul meu îmi zice, bă, da, tu ai dosar penal? Oh. <laughs> și zic, n-am nicio idee. Că ce ai făcut la Constanța? Că... Mai Bogdan, nu știu, frate, dar n-am nicio idee. Am intrat pe Google, am căutat și la un moment dat nu știu ce oameni cu alcoolul un domn pe care îl chema Belie, Același nume, wow, da, S-au bătut pe la Constanța pe acolo Și apărea pe Google numele meu <laughs> Maa. În lupta respectivă După care am ajuns la concluzia că bă, E o coincidență de nume Pe de altă parte exact cum zici tu Care ar fi fost posibilitatea Să mai fie încă unul la Constanța Să se ia la bătaie la Cârciumă cu cineva O fi câștigat asta e prima mea întrebare Care vine în minte Bun, Mihai, spune-ne și nouă, te rog, despre tine puțin, pentru că din singurele lucruri pe care le știu eu, sunt, ești pilot și ești pilot de curse și vlogger. Da. da, ai vreun vr vlog? Exact. Foarte mișto, m-a prins, m-au da. prins filmulețele de acolo. Am văzut niște chestii care m-au ajutat și pe mine, cum să-ți reglezi Scaun. scaunul, volanul, right. înălțimea la la la, și o chestie despre ambreiaj Sunt câteva informații care te pot ajuta să devii un șofer mai bun și să faci alegeri corecte când vine vorba despre mașini. Sunt prezent pe toate canalele de comunicare, pentru că le consider relevante pe toate și îmi place să ofer informații. Și cred că vreun vreun vlog a plecat de la povestea asta, pentru că îmi doream să ajung la oameni să pot să-i învăț să devină mai buni când se urcă în mașină. Și probabil, cred că baza și structura principală este să și comunic experiența mea din punct de vedere sportiv. Pentru că nu ne neapărat, că nu e neapărat, nu e, nu e comunicată zona asta de motorsport, dar consider că la momentul actual sunt sigur că este cel mai puternic canal de comunicare în zona asta. Fără nicio discuție. Adică nu. Bun. bun. Eu consider că este nevoie. Da. Este nevoie. Tocmai am... de asta nevoia asta am completat eu. Singurul lucru pe care l-am învățat eu, singurul loc de unde am învățat să conduc a fost ceva ce mi-a spus tata și ceva ce mi-au spus instructorii cu care am făcut Știi care e problema? Moto. Nu prea am cum să te învăț dacă nici eu nu știu. Informațiile pe care le-am uh, acumulat și le-am asimilat eu vin din uh, cursuri cu diferite branduri. Branduri care comunică și care fac uh, teste și insistă foarte mult pe zona asta de siguranță și în momentul în care vii cu informații de la un brand foarte high, uh, trebuie să fii și sigur că sunt informații de bună calitate. Uite, de exemplu, ieri, al ieri, am fost la un curs de moto, pentru că sunt genul la burete. Dacă reușesc să învăț ceva nou, în fiecare zi sunt extraordinar de încântat și îmi spuneau și băieții de la curs că s-așteptau să vin așa arogant să le demonstrez eu cât de bun sunt și la finalul cursului a fost surprinzător cât de uh, ușor am învățat și explicația e foarte simplă. N-am mers să demonstrez nimic, am mers să învăț, am ascultat și mi-a fost ușor să aplic. Asta și să de asta... minte deschisă. Exact. Nu vreau să demonstrez nimănui nimic. Corect, foarte frumos. Ce, ce, înseamnă să fii pilot de curse? Ce ești tu? Bine, ești vlogger, ai făcut școală de pilotaj, probabil. Da. Și ce înseamnă să fii pilot? Ce, ce, pilotezi? Ce conduci? Conduci... Nu avem circuit de Formula 1, că nu, nu o să te Eu nu mă pricep la mașini. Zero. Da. Conduc o Kia, 60 la oră prin oraș, lejer. Te deplasezi din punct A în punctul B. Atât mă de interesează. Ori, despre asta e vorba. Sunt foarte mulți oameni care folosesc strict pentru a se deplasa. Dar mă uit pe deși. internet și rămân cu gură căscată când văd uh, oamenii aia din mașinile alea care trec prin păduri, prin câmpuri, și băi, frate, sar cu o viteză fantastică. Genul ăla de pilotaj faci sau drifturi? Sau... E o alegere. Uh, motorsportul pleacă de la o alegere. Așa o văd eu. Alegerea mea a fost probabil și influențată de familia în care am avut norocul să, să mă nasc, tata fiind pilot în campionatul național de viteză în coaste și a mers și pe la raliu. Sora mea a mers în campionatul mondial de raliu și am mers ușor și direcționat în zona asta de motorsport. Am început cu karting, probabil... Știi mașinuțele alea mici? Și m jucat da? la ale alea când prinde. Exact, dar alea de curse sunt diferite. Total diferite. După care am mers în campionatul național de viteză în coastă și mă întrebai acolo. Am mers și în campionatul național de raliuri, doar că am făcut o mică greșeală acolo. Am mers cu soția mea în dreapta. Și ai zice, care e problema? Uh, nu puteam să merg repede. Wow! Stai, două lucruri. Ești căsătorit? Da, sunt căsătorit. Mamă, ce da. mi-a explodat mintea. Da. Da. Și... Sună ciudat. Și n-ai putut să mergi? Nu, Care pentru era că pilotezi cu subconștientul și subconștientul o să zică în permanență că îi pui viața soției tale în pericol. E precious cargo acolo. Da, și... nu-i bine. Păi ce faci? Nu m-am gândit niciodată la asta, dar după am stat și am analizat și, bă, are sens. Păi, ce facem? Bă, tu ai aflat atunci cât de mulți la <laughs> Da, în subconștient îmi da. am seama, știi? Tare. Ciudată modalitate b de a afla. Tu ai 30 de ani, nu? 33. 33, da bă, felicitări să fericiți. mult. fericiți! Te văd așa calm, că am văzut că contează foarte mult femeia care e lângă bărbat ca să... Mai de multe ori, știu, îmi aduc aminte când a început relația noastră și uh, chiar uh, mă gândeam că a fost o situație funny și o provocare pentru doamnele și fetele care ne înconjoară să vadă potențialul în noi. Nu trebuie să te raportezi la omul pe care îl cunoști, pur și simplu să-i vezi potențialul de a crește. Și cred că soția mea asta a văzut. Mm -hmm. Poate a ajutat. Și -a... Da, -a ajutat. enorm. Cum enorm. a făcut asta? Mai exact. Mindset. Mindset diferit. Pentru că eu, cel puțin din punct de vedere financiar, în permanență am avut așa o presiune, pentru că am avut un, la un moment dat un moment în familie în care ne-am dus foarte jos, adică a fost o perioadă foarte grea din punct de vedere financiar, în condițiile în care ei mei produceau foarte mulți bani și s-a distrus tot în okay. foarte puțin uh, timp și am plecat cu niște sechere de acolo. Și cu Când o. relație. Uh, 18. Okay. Și cu o relație de frică. Pentru bani. Pentru bani. Da. Și știu că sună ciudat, dar uh, schimbarea mindsetului mi-a schimbat și viața. Și Sev vine dintr-o familie foarte. Cum? Ok. Sev. Sev, Severina o cheamă. Ok. Și a reușit să-mi restarteze mindsetul ăsta și acum am pus pe direcția corectă. Dar nu este ciudat, e foarte important. Așa că aveți grijă cu ce femei umblați, e foarte Băi, important e mega omul important. de lângă tine. Nu cred că cineva... Ok, probabil de la o vârstă începi și înțelegi asta. Dar când tot ce zboară se mănâncă, nu-ți dai seama. Nu-ți dai seama și e foarte greu momentul ăla când te desprinzi de anturaj pentru că tu schimbi frecvența și rămâi singur. Și atunci e momentul în care decizi, te întorci la anturajul vechi și revii în Same shit. da? Mm -hmm. Sau stai singur, te dezvolți și poți să accesezi un alt anturaj. Mm -hmm. Dar e greu, în momentul ăla. Că e Dar să singur. știi că eu am constatat că nu contează. Nu e de vârstă, nu ține de vârstă, cât de, ține de okay, trăirea da. pe care ai avut-o până atunci. Pentru Dacă că eu am da. descoperit lucruri care, despre care tu vorbești, le-am descoperit dincolo de 38 de ani. Okay. Și am văzut puști care la 19 ani știau exact ce femeie vor să aibă lângă ei. Ce am un editor uh, editorul meu? De fiecare dată când vorbesc cu el, mi se pare... Pă, deci un um, om să, da. să știe de, de, atunci care este... Deci are viața deja plănuită, el trebuie doar să se ducă pe drumul potrivit. Față de o persoană care, cum am fost și eu, a tot bășbuit și a tot a tot bătătorit câmpul da, în bătători. și, da, pleci cu experiență din bătătorit. E adevărat, tola. e adevărat, dar să știi că ești cam șifonat, ești da. de acolo. Ești profuit, dar, prăfuit, dar cu praful necesar ca să devii mai bun. E adevărat că acum tot ce, toate experiențele alea nasoale se transformă pur și simplu în aur. Adică pentru oamenii ce ne urmăresc și trec printr-o situație mai grea, nu există situație grea. Există situații din care poți să înveți doar. Și situațiile prin care treci Dezvoltă omul ce urmează să devii. Adică sunt sigur că pleci cu un bagaj de informații din orice experiență pe care o ai. Tu ai fost protejat din punctul ăsta de vedere. A, de, aș vrea să te întreb puțin despre tatăl tău. Este clar că și-a pus amprenta cel mai mult asupra ta, pentru că Absolut. și el a fost pilot și tu ai urmat. Și sora ta a urmat. Da. Mai, a, e mai mare. Doi frati, nu? Da. Bon. E mai mare. Ea a fost prima care a mers în zona asta. Ea a fost prima. Da. Bon, de deci tu ai mers? Aveai deja drumul bătătorit. Că, uh, cum cu, prima întrebare care îmi vine este, bă, tăi că tu acum după ce ești pilot și ai o grămadă de experiență, mai stă și îți mai spune cum să conduci, mai nu. stă de și cum fac toți stații și voi, eu, nu? nu? A avut un moment în care pentru mine a fost un declic foarte important, referitor la asta. În momentul în care mi-a luat permisul și l-aveam în dreapta și îmi zicea, fă asta, și ziceam, bă, numai când ești tu lângă mine greșesc am tot analizat când îmi dădea informații și am ajuns la concluzia că nu doar când era lângă mine greșeam. Doar că în momentul în care eram singur nu îmi dădeam seama că greșesc. Și ziceam, a, mamă, ce, ce bun sunt eu. N-are nice. nicio legătură. Pur și simplu în momentul în care ai un om foarte profil lângă tine, cum tatăl meu clar a fost și este un exemplu și un model pentru profesionalism pentru mine, îți deschide ochii în a deveni mai bun în ceea ce faci dar în ultima perioadă nu mai îmi spune pentru că am ajuns la maturitatea necesară să merg încet și cu răbdare și sunt atent la ceea ce fac știu, știu, și bănuiesc că oricum crește și e și diferență de respectul pe care ți-l poartă ulterior ba da, cred că nu? e respect e cred acolo, da. da. câștigă un tată câștigă da. un fiu își câștigă respectul în fața tatălui și tatăl cred că de-abia așteaptă să-l dea da, sunt sigur de asta Chiar sunt sigur de asta. E o discuție foarte interesantă asta, referitoare la um, modelele în viață pe care ți le alegi. Pentru că te dictează. Și modelele pe care ți le alegi de multe ori mergi în direcția lor chiar fără să-ți dai seama. Pur și simplu decizi, bă, da, îmi place sportivul și la un moment dat te trezești că duci în varianta lui. Tatăl tău a fost un model pentru tine. Da, absolut mai ales din punct de vedere a profesionalismului. Doar că de la el am luat și presiunea asta. Uh, Non-stop sunt uh, în survival mode, mai ales la evenimente, când fac evenimente ca totul să fie super-mega-profi și să fie totul perfect. Și de multe ori dorința asta de perfecțiune, care e un mit, că nu există așa ceva, nu îți nu face bine și te obosește. Adică eu, pe lângă partea asta de motorsport și zona de uh, social media, am făcut și evenimente pentru diferite branduri auto. Evenimentele făceau și arătau incredibil de bine, dar pentru mine era super mega obositor pentru că eram non-stop atent la tot ce se întâmplă și să fie cum îmi doresc eu. Tatăl tău a avut vreun punct de spus în ceea ce făceai tu ce faci tu acum în media? Um, nu a fost niciodată nimeni din familia mea să-mi zică, bă, nu mergi în direcția corectă. Adică tot timpul am avut susținerea lor. Toate că îți dai seama că în momentul în care am început să comunic și să fac social media, sunt sigur că aveau momente în care ziceau, bă, e sigur, dar nu mi-au comunicat niciodată asta. Bun, te-au lăsat să alegi. Da, non-stop. Non-stop. Am stat de vorbă ieri cu un prieten al meu, 20 și ceva de ani are un restaurant foarte tare, mă duc cu drag la el, la Gara, nu știu dacă okay, ai fost no? Se numește La Partid și omul de acolo stătea cu mine și, băi, ascultam povestea, vorbea despre părinții lui cum vorbești tu despre tatăl tău și mi-am dat seama atunci cât de importantă este familia în care stai și Mai, cât de importantă mie, este important. faptul că, că minul nu are conflict. Asta e foarte unul. important să-ți sentimentul de siguranță. Asta e aviz pentru cei care da. o să fie părinți sau care sunt părinți sau cei care au avut părinții conflictuali și mai e una, băi părinții să te lase să alegi. Mega important. Să te lase să faci prostia aia Ia. pe care el știe că o să tu o să cazi și o să te dai cu curul de asfalt. Bă, dar iau, vrei să faci? Du-te. Știi de ce nu fumez? Tata. Spune. Pe la când am început să fac karting, mi-a zis, bă, nu mi-a zis niciodată, bă, nu fuma. Că e prost. De multe ori mi-aduc aminte că el a avut o perioadă în care fuma. Și mi-a zis, fii atent, tu ești un sportiv. Vrei să devii sportiv de performanță. Sportivii de performanță nu fumează. Acum ai alegerea ta. Minge la tine. Deci ce vrei să faci? Asta e. E super simplu. O secundă n-am avut. Și din potrivă, în momentul în care vedeam că se fumează în jurul meu, mamă, ce șmecher sunt. Că eu am ales să nu fac asta. Mă, uite, apropo de șmecherie. Că mi-ai spus asta și mi-a venit BMW în minte. Eu sunt fan BMW. Am avut multe BMW-uri. Eu am o... Stai să fiu blând. Nu, poți să zici că... Băi, am că o etichetă person. în cap pe care da. am pus-o oamenilor care conduc bmw -ul. bmw -ul. Și mi-ar plăcea să nu fie adevărat. Nu este. Și a, să spun ce am observat eu, ajută-mă să scap din asta. Și sunt sigur că nu e vorba de mașini, e vorba de tipologia oamenilor. Da, de ce cei mai mulți oameni, cele mai multe accidente pe care le-am văzut până acum și sunt odată sunt datorate vitezei și a doua am văzut că foarte multe sunt pe cu oameni care au BMW. De ce nu merge semnalul la BMW? Noi ne-am făcut o idee greșită despre brandul ăsta. Și de ce spun asta? Pentru că la un moment dat mașinile astea devenit foarte accesibile. Și la un moment dat mașinile astea reprezentau o, o cum să zic te așeza într-un anume fel raportat la ceilalți oameni. Îți statut. Statut, exact. Obțineai statut prin intermediul achiziției unei mașini. Și o anumită generație își dorea foarte tare să-și cumpere mașina asta. Și în momentul în care mașina a devenit accesibilă, foarte accesibilă, pentru că vorbim de niște mașini de 46, 36, le e BMW, exact Deziu. ce spui tu. Da. A devenit accesibil și devin kamikaze. Pentru că ei nu sunt pregătiți pentru brand. Dar în momentul în care îi cunoști pe ea care merg cu BMW fără U, o să fii surprins de ce oameni au. Sunt super mega profi, foarte, foarte calculat și dacă o să te uiți la uh, zona asta de accidente pe care îmi spuneai tu, o să vezi că BMW U e implicat în accidente, nu BMW. Da. Asta este clar că tot. Asta, deci, diferența o face omul din asta. Da, absolut. Deci, mi-a dat un răspuns foarte o faptul că a devenit accesibilă și atunci oamenii, când au, au avut putere, că asta BMW e putere, BMW marca, spune e mașină sport. Da, uh... dar de fapt nu era putere. Era o putere falsă. Pentru că asta încerc să-ți spun, în momentul în care devine accesibil, i îți ți oferă statut la un anumit nivel. Ea devenind accesibilă. Tu, chiar dacă nu ești pregătit pentru brandul respectiv, o achiziționezi și Asta crezi opții. Da, da. Dar nu opții. Da, tu, de fapt, da. nu ești pregătit pentru achiziția mașinii. Aveau, ca ei putere, dar nu aveau înțelepciunea exact. necesară și exact. puterea ca să o conducă și, și știința. Normal. normal că te lovești de. Și atunci, un, un ghidaj pentru oamenii care au mașină puternică ar fi oare Ups. să urmeze un curs da, de. Da, obligatoriu. Un curs de ce? Conducere defensivă. Ce înseamnă defensiv într-un condus? Mergi cu spatele? Asta e primul lucru la care mă gândesc. Ai impresia că toată lumea vrea să te lovească. Bă, mi-a zis asta un prieten motociclist, a zis că el când merge cu motorul ca să nu pățească accidente, el că pleacă cu ideea că toată lumea vrea să-l omoare. Da. Și atunci se fereste. Asta seamănă Asta e da. Ok. Adică să poți să anticipezi toate reacțiile mai puțin fericite a oamenilor din jurul tău, să poți să te pregătești pentru diferite situații. Uite, de exemplu, uite, mi se pare că s-au așezat lucrurile. Și de univers cum îți povesteam, exact în momentul potrivit. Eu, după ce mi-am cumpărat, după ce am luat motocicleta, primul lucru a fost să mă duc la curs. Pentru că știu cât de important e, știu cât de diferit e față de ceea ce știu, în condițiile în care, ok, sunt pilot, ar trebui să zic, ah, care e mare diferență că mă urc pe motocicletă. Nu, frate, e altceva. E o alt, altă variantă de a conduce, de a pilota. Trebuie să mergi să înveți. Și Primul lucru, am stat cred că vreo un sfert de oră când am stat la curs, și mi-a zis instructorul: Ca să faci dreapta, trebuie să faci stânga. Asta e din Full German Queen. <laughs> Vezi că la motociclete doar așa trebuie să faci? Really? Da. Adică counter steering se numește tehnica, da, și fac, pentru adică? a vira dreapta, trebuie să faci stânga. Când mi-a zis asta, am stat cred că. Nu înțeleg. Păi, normal, tu, în momentul în care vrei să virezi, în momentul în care vrei să faci dreapta, o provoci, o culci, o apleci Îi ah. provoci căderea motocicletei Înspre direcția în care vrei să uh, faci virajul De unde ar trebui să învăț eu lucrul ăsta? Ah, ok, acum mi-aduc aminte Când mergeam în spatele motocicliștilor Cum făceau, făceau dacă, aia, o uiți, dacă o să te uiți și o să analizezi și la orice nivel La MotoGP Că după aceea când am ajuns acasă Am început să mă uiți Și o să văd da, uite ce zicea ăla acolo da, Acum au da. venit imaginile și s o să așezat... vezi că motocicleta e înclinată Înspre interior și roata înspre exterior da. Wow, pentru altistare. că îi provoci căderea motocicletei De unde să știu asta? Să pic dată ca să înțeleg? Nu frate, te duci la curs Omul ăla știe despre ce e vorba și îți explică de ce trebuie să faci asta Și o să fii surprins că e ușor să ne implementezi Tu ai un... Tu ai o școală? Da, dar nu prea mai activezi Pentru că nu mai îmi permite timpul Păi păcat că eu vreau să vin și eu să fac curs E un pic complicat Și hai să-ți explic unde intervine problema Problema principală la cursurile pe care le fac eu este că pot să fac doar one-to-one. -one. Și asta e o adevărată problemă, pentru că nu pot scala 60, da. și nu mai are sens pentru omul care ar trebui să fie la volan și să stau în dreapta lui, nu mai are cum să plătească. Da. Și asta eu înțeleg o cum este reală. one, -one da. este chiar e greu pentru tine, e greu pentru celălalt. Nu are sens. Și de multe ori mă lovesc cu asta că nu ai cum să faci cursurile astea pentru că nu... Și ți și din calitate dacă ai exact. vrea să faci altfel. Și nu leagă. În schimb, Social media îmi permite, în momentul în care fac un clip informativ, să ajung la o grămadă de oameni. Să o o cățică de puzzle exact. pe care el trebuie să o pună da. în piesa lui. În... Și mi se pare mult mai eficient pentru timpul meu. Da. E știu. Asta e de apreciat. Uite, asta e apropo de misiunea unui bărbat în viața asta. A unui om, dar în special a unui bărbat, că mie mi se pare că bărbatul fără misiune e mort. Total de acord. Și am văzut că ai transformat așa misiunea și a mea și a oricărui bărbat pe care îl cunosc, ar trebui să vină în felul următor, după principiul meu. Bă, ceea ce te bucură pe tine să pui în serviciu altora și prin bucuria Are ta, ce ta spate, să ajungi vreau. pe alți oameni. Absolut. Și am văzut asta la tine. Când am ascultat videoclipurile de pe YouTube cu, cu ajustarea scaunelor și așa mai departe, am zis, bă, omul ăsta învață niște puști, viitor șoferi, care acum doar se uită la și visează la mașina lor, învață oamenii cum să exact. conducă pe stradă și asta mă ajută pe mine ca la 60 de ani, 80 da. de ani, să nu stau să mor sau să-mi fie frică exact. de ce o să pățesc, că vine unul cu BMW-ul și mă întoarce da. cu în sus. Da, e adevărat și până la urmă despre asta e vorba. Uite, în ultima perioadă am insistat foarte tare pe ideea de a alege mașina corectă, și de a-ți verifica mașina și de a descoperi că sunt o grămadă de mașini cu probleme pe piață și asta e un mare semn de întrebare asupra achiziției ca și mașini second-hand și... Bă, da. Mi-aș dori, așa de imaginez. tare, mi -aș dori, am văzut ce faci, și mi-aș dori, așa de tare, să nu mai existe în România ilegalitatea asta. Ce no, se nu întâmplă? Se face pe de găină. Po Deci, oamenii se joacă cu viața celorlalți și nici măcar nu contează pentru câteva mii de euro în plus. Când sunt câteva mii, nici nu e grav. Problema e că se reduc la un nivel de câteva sute de euro și problema e și a noastră, că vrem ieftin. Asta e, da. Dacă vrei ieftin, e ca și cum mergi la curs. Dacă vrei ieftin, ieftin primești. Dacă mergi când îți cumperi, când mergi la școala de șoferi, prima dată întreb cât costă, ieftin primești. N-ai cum. Uite, eu am învățat legat de chestia asta. Eu am un băiețel. Are șapte ani aproape. Să trăiască. Mulțumesc. Când nu, încă. Bun, mai așteptăm. <laughs> da. um, am făcut asta, am învățat despre bani odată cu el, pentru el și pentru mine și a fost un switch. Să nu caut ieftin, ci să caut calitate. E okay. greu asta, că venim cu un background da, era... înainte de 90. Exact asta, deci părinții mei erau, băi, să fie mai ieftini, du ca iați cam așa asta că este ieftină, nu dată ți bă, dar stai, bă, că eu caut altceva, eu caut să mă simt bine în ăla. Da. Știi? Și am văzut Adidas și ea de fake, real fake, pe care îi găseam care îi arătau Adidas, dar i-am testat și pe ea adevărat și diferența aia se simțea în, în pe piciorul meu. Și atunci mi-am făcut eu switch la mine. Și e o chestie pe care aș recomanda-o tuturor să o facă. Băi, nu căuta ieftin, Caută best deal, să fie un chilipir pentru tine, să te descurci cu prețul, dar să cauți calitate. Foarte importantă decizia asta. Da. E foarte importantă decizie și e importantă în orice uh, domeniu al vieții. Pentru că de multe ori tindem să alegem greșit. Și nu poți să-ți imaginezi cât de diferit e un produs profi. Uite, de exemplu, la cască. Primul lucru care mi-a venit în minte a fost casca pe care mi-am achiziționat-o. Am, achiziționat Am dat-o mai mulți bani decât... Uh, pe o cască normală și am stat și m-am documentat cât de în ce pericol te expui în momentul în care alegi ieftin. Orice izbitură, hai ai șapcă, frate. Păi nu mai purta cască. Da, am văzut. ia șapcă. M-am uitat și eu la niște clipuri. Și ai rezolvat problema. Și ai pus o șapcă, arăt și cul. Cool. <laughs> nu înțeleg de ce mai ții și cască, mai și respiri greu. Nu, trebuie să iei profi. Dar nu știu... Facem și multe alegeri cu lucruri care nu le permitem. Că până la urmă despre asta e vorba. Faci o achiziție pentru a impresiona oameni pe care nu-i apreciezi tu și achiziția respectivă este în afara zonei tale. Adică nu-ți cumpăra ceva să impresionezi pe cineva ce nu apreciezi nu cu ești niște, niște bani care nu ai. Și asta e adevărat, da unde e aș da bani, știi, chiar aș da banii pe care nu i-am odată, Dacă ca ști că e investiție pe termen lung și îmi protejează viața. Oh. Dar nu. asta e o înțelegere foarte mișto pe care încă ca nație majoritară trebuie să o... Ar fi frumos să o înțelegem cât mai repede. Bă, că nu e pentru despre ceilalți, că viața asta o trăiești pentru tine. Știi că e problema cu lucruri care nu ți le permiți? Te bucuri când o achiziționezi și după aia devine o povară. În foarte scurt timp devine o povară lucruri pe care nu-ți-l permiți. Te referi la mașină acum. La orice. La orice lucru ce necesită întreținere. Uh -huh. Pentru că în momentul în care îți cumperi, de exemplu, o mașină, doar de statut, și te duci la uh, serviciu unde ar trebui să fie, că mașina aia de aia e făcută, nu o duci în spate la Gheorghiță, în spatele blocului. Pentru că aia ai omorât-o direct. E exact ca și cum, nu știu, trebuie să mergi în locuri în care ești apreciat dacă tu te expui în locuri în care te amesteci cu toată lumea și faci parte din oaie, că așa îmi place atitudinea de oaie, o să devii oaie. Trebuie să stai în zona de lup. Așa și mașina ta. Dacă tu o duci într-o zonă în care nu este la nivelul ei, ea o să devină o mașină fără personalitate care o să te influențeze și pe tine. Pentru că vrând nevrând, mașina și motocicleta, în cazul în care am descoperit-o acum, este o extindere a personalității tale. Sunt multe momente în care stau și zic, am. Patrick mi-a spus acum când a văzut motocicleta, băi, frate, cât a stat frate să-ți deseneze motocicleta asta, crezi că e că făcută pentru tine? Nu tu le alegi. Ele te aleg. Ori vin să-ți dea o lecție, că am, am avut momente în care am primit lecții de la un BMW, nu BMW-ul. Serios, ce lecție da, poți să primești de la o mașină? Am cumpărat o mașină care nu mi-o permiteam. Uh. Da. Absolut. A fost un, o lecție foarte puternică. Și am zis, bă plec cu două informații. Unu, nu mai fac alegeri cu lucruri pe care nu mi le permit și alegerea de achiziție a unei mașini trebuie să fie în momentul în care ești pregătit. Nu iau, nu mai gata cu emoția. Bă, îți permiți? Ok, cumpără ce vrei tu. Dar nu îți cumpăra lucruri pe care nu le poți întreține. Apropo de cost, uh, pilotajul este exorbitant așa ca da. costuri, nu? E... Este în funcție de nivelul la care mergi. Există un nivel low în care nu poți să-ți imaginezi vreodată în viața ta cât de ieftin poate să fie. Serios? Da. Doar că e la vioară. Mam, mam, mam. Nu e motorsport. Există un nivel mediu care începe să devină costisitor, și nivelul în care tinzi, sau dacă vrei să mergi repede în adevărat, sens al cuvântului, e foarte scump. Exagerat de scump. Dar toate costurile respective se regăsesc în ceea ce primești. Adică, dacă îți achiziționezi o mașină de top, probabil trebuie să fie un 300.000 plus TVA, o mașină profi, ca să poți să te bați la loc locul întâi în campionatul național de raliuri, pe acolo se învârte, doar că în momentul în care te urci pe ea, e total diferită față de una care ai făcut-o tu cu Nea în garaj, mm -hmm. care aia trebuie să o reglezi, aia nu știu, aia am pus, ai am făcut tuning. Și pentru aia... asta mi se pare că trebuie și o echipă care să o regleze, nu e Da, drag. clar. o reglezi cu Gheorghiță, aia vin cu ingineri. Și iar ajungem ca în zona de fitness, când mergi la un uh, trainer profi sau te apuci tu să înveți așa de pe YouTube. Câte, câte tipuri de raliu ai testat? Sau? Am mers în campionatul național de raliuri, viteză în coastă, circuit, anduranță, cred că 4 sau 5 ramuri sportive a motorsportului. Care e motivul pentru care încerci așa de multe? E Fiecare uh, zonă a motorsportului te fac pe tine un om mai performant. Din fiecare zonă, poți să pleci cu câteva informații relevante. Uite, de exemplu, la endurance pleci cu uh, mindset-ul de a rămâne constant, de a Fo nu da a focus, să stai. 24 de ore, cât de. Nu, rază? nu, nu, la noi nu, cea mai lungă cursă la noi cred că este de 500 de km. Ok. Uh, din punct de vedere logistic, 24 de ore, eh, acolo dacă vorbim de lema, da. dacă ajungi la niște costuri și întreb cât costă să mergi acolo. Uh, nu, no, că m-aș dau pe spate pe mine. <laughs> da. Am auzit cât costă schimbul de ulei la un Bugatti și m-am încărcănat zis: bă, Da, atent. Știi cât costă schimbul de ulei la Raptor? Nu. 850 de lei. Ok. În reprezentanță. Ok. Și am făcut un test de în, în care regulă asta. Pei, mega în regulă. Am făcut un test fanii în care am sunat în spatele blocului și a fost mai scump. Wow, se crede, da? wow. <laughs> Și noi zicem, păi, bă, nu mă duc acolo. Zic eu de ce. N-ai sunat la blocul care trebuie. Da, exact. Acum mi-am comandat uh, niște protecții de radiatoare pentru BMW. Am fost tentat să mă uit pe AliExpress. Să iau eu vorba aia mai românac, e mai ieftin. A, uite, și vezi, zici, în toată lumea. Da. Dar am zis, bă, ești nebun? Cum la motocicleta aia să... Adică iar ajungem în zona aia. Totuși o motocicletă, hai, alege corect, frate, pentru ea. Că nici nu ți-ar plăcea altcineva să decidă să spună ceva ce nu-ți place. O șapcă nasoală. Exact. E, e, vorba de respect până la urmă. Și de sine. Da. ce? Era aproape la, la același, același preț, wow. un produs original. Da, bravo. Iar eram eu cu anii 90. Caută-mă un pic mai ieftin acolo. Nu există. Eu zic, cum e treaba cu, cu sportul și cu, cu raliu? Din ce punct de vedere? Păi, hai să vedem așa. Uite, E, e, bă, prima dată, unde vă duceți la toaletă? Eu cred că trebuie să-ți antrenezi viteza grav de tot. Nu stai foarte mult în mașină. Nu? Nu. Adică înainte de probă reușești să rezolvi problema. Ok, atât? Da. Nu. Cât durează o de asta? Depinde de sport. Depinde la ce sport mergi. Viteza în coastă durează două minute. Pleci din parcul de servicii. stai ca la box, știi? Da, Am antrenat repede. un an de zile da. ca să trag... Da, așa -i. Așa este. Și în uh, Raliu cred că pe la noi maxim 30 de kilometri are cred că cea mai lungă probă. În campionatul mondial anul ăsta cred că a fost una de 80 și a fost poah, incredibil. Genul ăla de 80 de kilometri de probă specială de Raliu pe Macadam este... Bă, oamenii, moare cineva în ăla? Poți. Poți să deci, am văzut mașinile care zboară ca la, la Balamuc. Poți. Și adică nu... a fost un accident super nasol cu câteva luni în care a, și-a pierdut viața un sportiv pe care îl urmăream foarte tare și era deodată cu mine și m-am regăsit, ăla a fost iar un clic, Băi, să vedeam când universul îi dădea semne că oprește de frate. Mm -hmm. Bă, ți-e greu, adică în momentul în care mergi într-o direcție și vezi că se leagă toate, înseamnă că ești pe misiunea ta personală. Ca asta e ideea. În momentul în care te surprinde, băi frate, cât de repede s-a legat asta, atunci e direcția în care vrei să mergi. Dacă tu insisti într-o zonă în care nu îți tot dă universul, bă, nu, nu te du încolo, nu, că nu-i bine și tot insiști, la un moment dat te zice, bă... Dar tu ce semne ai primit ca să te schimbi de la raliu la vlogăreală? Primul sens pe care l-am regăsit și cred că un uh, click important pentru alegerea de a merge în social media a fost că vreau să do îmi doream să ofer un, uh, o modalitate de comunicare pentru partenerii pe care urmea să-i uh, am lângă mine. Oh, ok. Adică în momentul în care mă duc și vorbesc cu un partener, să pot să zic, ok, mă văd 20 de milioane de oameni pe lună. Să aduci și tu ceva pe masă. Și aduc da. una bună, acum. La Bun. început mi-a fost greu, pentru că de fiecare dată, în momentul în care mergeam să găsesc sponsori, eram așa, mă simțeam că mă rog de cineva. Și chiar așa era, că... Era milogeală. Da. Și de multe ori sportivii de la noi se lovesc de asta. Bă, că mă simt că... Păi da, dacă nu pui nimic pe masă, vorba ta. Complicat, ok, tu oferi o structură de a comunica partenerul pe structura ta. Sunt total de acord cu asta, dar mi se pare tare că poți să vii și tu cu ceva puternic. Și acum sunt sigur că e cel mai puternic canal de comunicare din zona asta. Asta a fost scopul tău? Primul, Sau... să știi că a fost. A fost un scop oarecum egoist în a-mi aduce mai mulți parteneri în competiții sportive. Deci asta a fost primul tău, prima da. ta intenție. Da. Bun. Și știi de ce? Că dacă o duci mai deep, de foarte multe ori... E... Poți să devii un exemplu pentru oameni și pentru copiii care urmăresc uh, sportul cu motor și prin tot ceea ce fac am încercat să fiu un exemplu pentru ei. Și cu zona asta de a mânca cum trebuie, de a merge la sport, de a face fitness, tot timpul am încercat să fac asta. Necesită antrenament special? Da. Ceea ce faci absolut. absolut. Unu, -ă, să fii fit și doi, să lucrezi foarte mult echilibru. Pentru că simți mașina. Ce înseamnă, uite, poți să-mi dai un exemplu, ce înseamnă, dacă poți să ne dai din rutina ta zilnică, cum te pregătești, da, cum te pregătești tu? În ultima perioadă am insistat foarte mult pe zona de fitness. În general, am un antrenament de forță și un antrenament de cardio, ca să-mi țin celula receptivă. Cam în fiecare zi fac pași. A sunat ciudat, <laughs> da. Așa este. este. Și cam o dată pe săptămână Cred că am uh, antrenament specific Cu antrenament pe minge Cu echilibru, viteză de reacție Și am un simulator în care Mă mai uh, antrenez Pentru că e foarte eficient da. simulatorul Serios, deci da. imită realul? Imită De fapt îți antrenează Celulele nervoase Să reacționeze la un impuls vizual La stimul Exact. Adică în da. momentul în care face ceva Mașina să știi ce să faci cu ea Seamănă antrenamentele tale cu cele de portari? Pe reacție? Cred că poate să fie. Da, da, poate să fie. Doar că probabil la portar trebuie să fie o mișcare mai amplă. Tac, tac, tac. Aia merge. Aut -automat la. automat este da. coordonarea ochi. Exact, și să-ți antrenezi foarte da. mult privirea Minte periferică. Deci, este are sens. Da, da. Nice. Postezi genul ăsta de. Nu am insistat pe asta, am încercat la un moment dat, dar nu am avut un feedback foarte uh -huh. la nivelul așteptărilor mele și am zis, bă. Înseamnă în că oamenii nu sunt interesați de da. asta. Ar fi, ar fi frumos să perceapă cât de mult le-ar aduce ca beneficiu un simplu gest, un simplu, o simplu, antren, un simplu antrenament la sală, nu doar în, în asta. Da, în să știi curs. că eu am și făcut, am și insistat pe asta, am făcut și un e-book cu nutriția, cu antrenamentul pe care îl urmez eu, adică le-am oferit oportunitatea de a fi mai buni. Acum, decizia e la fiecare dintre da, din noi. Da, corect. Corect. Bun. Mișto asta. De deci ce există, există opțiuni? Non-stop am insistat pe ideea de a ajuta oameni. Este ceva ce ai luat din meseria ta, da? E o meserie? E o meserie. Da, meseria cum, de pilot și de vlogger și ai adus în viața ta reală? Sunt lucruri care, disciplina. pe care disciplina este da. unul dintre ele. E cred că cel mai important. Dacă nu ești disciplinat nu o să reușești să faci nimic. Absolut nimic. Sau... Reușești să faci pe termen scurt. Adică, de multe ori am discuția asta, că ok, cum a reușit la la deci Nu a reușit. Termen scurt. Short term. Da. Adică, da. Ai, ai un boost, paha, faci. Motivația contează? Păi ea vine cu disciplina. Care e Pentru că la ta? un moment dat, motivația nu mai trebuie să dicteze. Că la un moment dat începe și scade motivația. Ok. Dar disciplina zice, bă. Gata, lasă motivația. Pleacă de la suflet, de aici, din tine. Pentru că dacă pleci cu motivația, e un combustibil pe care îl termin repede. Care a fost prima la tine? Motivația, motivația. probabil, să îmi demonstrez mie sau oamenilor din jur că sunt bun în ceea ce fac. Dar consider că disciplina e net superioară motivației. Mm -hmm. E un combustibil care nu poți să-l termini. E intern și e infinit. Da, e infinit motivația, bă, dacă n-am chef azi nu mă simt motivat nu mai merg, nu frate disciplină și, prin... și voință da, am pe vă... ca e că să filmează nu <laughs> merge am descoperit și asta de curând cu voința nu înțelegeam ce înseamnă voința să vrei și să vine dintr-o dorință din ea puternică din inimă da. dacă o activezi Exact. Ești. ce ziceam, să pleci din bă, simți că punește da. cam așa după da, tine da, 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 foarte mișto Um, care este mașina visurilor tale? Ai că ți-ai atins-o cu Raptor? Raptor, îl ador. Da. El ador. Adică mie mi se pare... Sunt mega recunoscător pentru el de fiecare dată când mă urc. l-am văzut o, și eu tabula. în vlogul tău. Bă, e genial. Mega eu, nu, sunt mare... Nu, 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 sunt fan de mașini. Să zici, bă, m-am îndrăgostit mașina asta. Bă, da, asta are niște feature-uri așa de mișto și niște... Nu, de băieți. Băi... Dacă ești masculin, da, asta de... Dacă ești feminin, asta e. Cum ai putut să-ți alegi mașina aia? Care e o mașină da? feminină pe care o conduc bărbații? Ia 500. Bă. Am dat repede. Da. da. E o mașină feminină care o conduc bărbații. Mi s-a mai părut că și Volkswagen Beetle-ul este adresa femeilor. Da, dar nu prea sunt. Băieți, am bă, a. am văzut. Am văzut și în Beetle, am văzut și în, în 500. -am în 500 de am, am văzut râs. mulți. Ok, dacă vorbim de Abarth, e ceva. De ce? Ia, abartu e... sport? E bombă. Nu știu. Da, e, un stai de vorbă cu unul 500 care Abart biposto sau un 695, ai e altceva, e o altă mâncare de pește. Eu Dar vorbesc... de ce ți-ai luat aia când poți să-ți iei un dita mai... E ușor să te miști. Uite, răspunsul clar adică e, e în Italia. Da, Italia e plină de super mașini în zona asta, de Fiat 500. Dar nu vorbesc de 500-le ăla... Da, care -l vedem înțeleg, asta. ok. <laughs> Ce părere ai tu despre mașinile electrice? Mamă, două întrebări super Astea sunt două răspunsuri de pus în intro Atât fiatul 500 cât și mașinile electrice Am avut Nu o să mai am niciodată Wow, da. nice Băi, ce ai avut? Am Poți avut Poți un golf Ok Nu o să mai am niciodată Bun Ce nu ți-a plăcut? Deci în viața mea n-am văzut așa ceva și mai mult decât Ce asta. Și așa nasol, am fost, ca să înțelegi, n-am fost. Te întreb efectiv, te întreb super sincer. Reșița București, 18 ore. <laughs> 18 ore. Dacă veneam cu bicicleta, veneam mai repede. Și am zis, ok, am luat-o eu prea repede. bă, am luat-o prea repede, ok, nu era momentul. Acum toată lumea zice, a, acum s-a dezvoltat. Bă, terminați. Acum câteva săptămâni am luat o Tesla să plec de la București la Pitești, cu a mea echipă în care toți suntem petrolhead. Și am zis, bă, probabil eu am atras situația, sunt uh, aproape sigur de asta, am luat mașina, m-am uitat cât am până la Pitești, mi-am făcut calcul și am zis, bă, nu mai trebuie să încarc deloc. Doar că hai să ne oprim un pic la Kaufland, să-i dăm un pic ca să ajungem 100%. Am ajuns la Kaufland, bă, frate, și nu mergea stația. Păi și dacă eram la limită cu ea, băi, băi, ca prostul acolo și mai sunt care îmi zici, bă, nu, că aia e mașina, bă, lăsați-mă. Sunt de acord De ce vorbă de infrastructură? Nu. Sau e și mașina. Nu. Dar mașina în sine era ok? Nu-mi place, nu-mi place. Frate, am mers cu geamul deschis pe autostradă să-mi te bă. Să găse... bă, e un lucru care să-ți placă nu. nu. Sigla. Nu, nu-mi nu. place nimic. Jantele. Nu, nu. Post, nu Nu eu e pentru mine. am încercat cei de la golf, eu am încercat, eu. Nu există. Și nici nu pot să insist și să comunic un lucru în care nu cred acolo i-am -am dat o șansă, deci chiar am avut o șansă. Bă, dar am dormit în mașină, Dă-o colo de mașină. N-am mai dormit în mașină, de nici nu mai țin minte. Și am avut mașină Băi, electrică și am dormit este în ea. Bă, bă, încolo. Adică a... nu o să mai vezi. Asta e, cât oi trăi, oi merge, mi-o zice când ar fi o bătrân. <laughs> uite l frate, pe ăsta cu tractorul lui. Asta e. Tractor, nu vreau electric. Nu vreau. Bun. Și mai mult decât asta, și spune multe despre tine mașina aia. Mașina în general. Mașina în general, dacă stai să o analizezi, îți spune cum vezi lucrurile, ce vrei să transmiți, cum ești tu. Uite, de exemplu, sunt foarte multe mașini care arată spectaculos de afară. dar Dacă ești sub capotă, e o gărgăriță. În momentul în care e gărgăriță sub capotă, tu vrei să arăți că mama merge treaba, dar ești gărgăriță. Mm -hmm. Ai spus mai devreme că este extensia ta da. și da. sunt de acord cu asta și asta înseamnă că îți reflecte personalitatea tu. ta. Nu, al și referitor la consum. Cam cât consum tu pe lună, în raport cu un consum normal, o să vezi că mașina consumă la fel. Adică, dacă e una care consumă, înseamnă că ai obiceiuri care îți consumă. ce oh, Da, Dacă asta. ești eficient. Nou. Da. Și dacă stai să o analizezi și cum arată mașina. Dacă e curată, dacă e lovită, dacă e strâmbă, dacă bate, dacă bă, uite, eu Nu mă gândit la asta până acum. Mașina mea e lovită și am lăsat așa pentru că am zis că, băi, e ok. Nu, e o problemă la tine. Da. Mașina se repară singură. Mașina se repară singură. În momentul în care tu îți rezolvi problema atașată de lovitura de pe mașină, mașina se repară singură. Îți garantez asta. Adică o să vezi că apare oportunitatea imediată în care, bă, cum am stat cu ea atâta lovită și instantaneu a apărut, instantaneu a apărut unul care zice, bă, dacă ai vreodată vreo problemă cu tinichigeria, a, du-o la mine. Și o să vezi că se leagă lucrurile. Și mie mi se pare că e un aspect foarte important, bă, țineți mașina ață. Dacă tu, în momentul în care te urci în mașina omului și haos, frate, îți garantez că și în, haos, și în capul tău e mega haos. Dacă e aruncat tot pe jos, așa și gândurile tale. N-are cum. N-ai cum să... Asta e părerea mea. Da, nu, că sunt de acord cu ea. Doar Dacă eu... stai să analizezi, știu că doare. Nu, 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 e regulă. Am văzut, îți mulțumesc pentru asta, am văzut genul ăsta de perspectivă în alte aspecte ale vieții mele, am... dar la mașină nu m-am gândit niciodată. Da, păi acum că ai vorbit tu și a zis, wow, e, ok, știu e de unde este, știu exact care sunt lucrurile care trebuie să îndreptate, revizuite. Dar asta e foarte fain să știi, că da. poți să-ți niște semnale de la ea. Păi e o glindă. Da, e Ca... o glindă, nu mare, e o glindă cu care glindă. ești în permanență în contact. Eu mă uitam la persoane. Și am luat persoanele de aia, în ultima perioadă sunt, bă, mă uit la tine dacă e ceva ce-mi place bine, dacă e ceva ce nu-mi place iarăși e la mine și trebuie să văd ce. Exact. Da, nu m-am gândit la mașină. Da. Și chiar acolo în fața mea, da. știi? Și, o am... și nu stop acolo. Da, adică o vezi... Să, să fac, știi, cineva din echigerie bună. <laughs> asta zic. <laughs> uh, ne apropiem de final, să știi. voi și aveam așa de multe întrebări pe care nu am apuc să ți le pun. E nevoie de... E nevoie să vă uite, îmi place, îmi place, discuția cu tine. Asta înseamnă că eu discutăm mișto. Și m-a bucurat. Și mă bucur în continuare. Ce părere ai despre asta vreau neapărat să pun, ce părere ai despre femeile la volan? Bă, asta Este la, fel eu ca răspuns... la mașinile electrice? Nu, 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 nu. Am cunoscut și doamne care merg bine. Am cunoscut și doamne care sunt care se adaptează mai greu. Ok. Și eu sunt de părere că bă, dacă vezi că nu se leagă, oprește-te. Adică dacă îți pui tot timpul viața în pericol în momentul în care te uși la volan și vezi că toată lumea te claxonează, toată lumea zice, bă, că nu e în regulă, nu e, ce trebuie, încearcă să du la un curs, mergi la un curs, vezi dacă înveți și dacă poți devi mai bun, dar dacă nu se leagă și dacă îți și zic că ea, bă, nu e pentru tine, Uber sau Bolt e soluționat. Da, păi la asta mă gândeam, mă gândeam la Bolt, mă gândeam la Uber și da. la... Am văzut pe camioane și pe tir. Două femei pe tir, am fost super impresionat. Dar eu sunt sigur că există. La Știi? fel cum există și băieți care conducă catastrofal. Și mai nasol, și ca o impresia că merg bine. Mm. Adică cel mai nasol, mai rău decât să conduci rău, e să conduci tare. Dar e diferit. O bună asta. Da. Bună asta. Mai rău decât să conduci Mai de? Decât să conduci mai rău, e mai rău să conduci tare. Bun, bun. Pentru că în momentul în care îți crești viteza de deplasare, șansele de evitare sunt mult mai mici. Mult mai mici. Bă, aveam un prieten care ai cărui bunici au zis așa, bunicul lui a spus asta. Bă, mergi tare, te lovești tare. Da, uite, vezi? Da. Ce da. da. mai mi-a zis un tatăl altui prieten, mi-a zis așa că accidentele se întâmplă când se întâlnesc doi proști. Că niciunul dintre ei nu... Așa este. Nu, nu, are timp să reacționeze. Că te poți feri sau poți să-l ferești pe celălalt. Indiferent de în ce problemă în trafic te-ai lovit și tu, ai o, ai, și tu o... ai o vină. Și tu ai o vină, și tu ai adică o vină. Adică chiar dacă te lovești la din spate, bă, puteai cumva, să-l anticipezi, să-i pornești o avarie să puteai cumva. Dacă ești implicat într-un accident, trebuie să stai să te gândești, chiar dacă i-ai luat asigurarea lor, la bă. De ce? Ori am venit o prea tare ori ceva să leagă. Ok, sunt cazuri în care nu știu ce exemplu să-ți dau. Îți vine roată. De pe contrasens, pe autostradă. Bă, simt... frate, aia n-ai ce. Tot spre tine vine. Da, da, aia e de atras. Aia nu da, e de o alegere da, da, greșită, știi? Aia, da. aia, nu mai poți. Adică aia e. O e karma. Da. Vine karma da. spre tine. Ai grijă cu ce faci că vine înapoi. Bun. La final am o serie de foc automat. Trebări foc automat la care răspuns într-o propoziție, ceva super scurt, dar cât, cât de repede postul. Uite una dintre ele. Și pe asta o să o bag în foc automat pentru dățile următoare. Dacă ar fi să creezi o lege pentru toți, pentru toată lumea, care ar trebui să o respecte toată lumea, care ar fi legea aia? Bun, bine punctat. În legătură cu, cu sportul, cu, cu mașinile în general? Tot ce -ți vine ție primul, primul răspuns la care te-ai gândit. Știi, contravine cu uh, selecția naturală. Orice lege ai pune, contravine, care îmi vine în minte, cu selecția naturală. Și uite, de exemplu, o lege foarte eficientă ar fi să scădem cumva uh, viteza pe drumurile publice, să aibă legătură cu ceea ce mă ocup eu. Dar alegi. E liberul arbitru. Uh -huh. Tu poți să alegi să mergi tare. Dacă mergi tare, poți să o Asta Păi e. și centura de siguranță și nu Ma, folosiți mă, droguri, deci zis, tot la fel mi sunt astea. Nu de găină. Da. Deci asta cu centura de siguranță când mai aud pe câte unul, cum eu să porci, Bă, opriți-vă, deci nu mai ziceți cu centura de siguranță, dacă eu acum ți-aș da o pastilă care ți-ar rezolva orice problemă în raport de 80% și tu îmi zici că n la 20% dacă nu ieșai tu prin geam, bă, du-te, lăsați-mă, deci 80% poți să salveze viața. Și tu încă mai vii cineva și zice, a, pe păi ești 80%? Da, la 20%. Bă, mă, lași. Ești 80 bmw Și mai sunt și nea care își pun martor mincinos. Da, 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 am văzut Mai și pornești asta. și cu zrup și gâtul de la airbag. Bă, până la urmă este alegere. Selecție? Naturală. Do it, da, pe da, acest Bine, toate legile care sunt făcute să ne protejeze pe noi se bat cap în cap. Da, cu și Toate, toate regulile și legile astea care noi de multe ori avem impresia, ba, mă îngrădesc, nu, frate, dacă le respecti, o să fii un om mai bun. Toate sunt plecate de la o problemă a oamenilor. Limitele de viteză nu sunt puse aiurea. Da. Au fost precedente. Da, exact. Există, da. Bun, hai să începem focul automat. Care este superputerea ta? Disciplina. Nice. Dacă ai fi în locul meu, ce te-ai întrebat te întreba și nu te-am întrebat eu deja? Pua, bună rău asta! <laughs> ce informații mi-ar plăcea eu să dau oamenilor? Ok, cred că asta. De ce te-ai oprit din motorsport? Care a fost motivul principal? De ce te-ai oprit din motorsport? Să-mi ofer timp mie. Să mi ofer timp mie. Să faci ce? Să mă dezvolt. Adică acum, la momentul actual, insist foarte mult pe partea de fitness, mâncare și învăț. Învăț non-stop. Și mai, uite, o chestie foarte tare. Foarte mișto. Bine punctată asta. Am observat o chestie super ciudată. Mie, eu îmi doream foarte tare să merg într-o anumită direcție. Dar vreau să merg, nu știu, să fac, face o paralelă cu motorsportul. Vreau să fac motorsport primiți în univers, bă, vreau să fac motor sport, vreau să fac motorsport, tu începi și te dezvolți, devii mai bun și în momentul în care începi și faci, uiți de tot ceea ce ai făcut în momentul în care ai devenit mai bun. Adică te duci la sportul pe care vrei să-l practici, mănânci prost, dormi aiurea, nu mai bei apă, nu te mai hidratezi și zice univers, păi ce faci, frate? Păi te-am adus unde îți dorești tu și devii mai prost? Păi ia, hai, tată, înapoi. Și ți ceea ce îți dorești. Adică sunt de părere că în momentul în care sădești un uh, vis, să-l sădești în așa fel încât în momentul în care ajungi la el, să-ți continui să sădești. Nu te opri din sădiți. Să fie sustenabil. Da. Cam asta. Da. Spui. Adică, cred că asta e una dintre informațiile pe care Și să nu-ți facă rău. Din ce am văzut, legile universale sunt te ajută să -ți fie ție bine. Exact. exact ca orice lege. Uite, da? asta e. wow. Mega. <laughs> da. E perfect spus. Să te ajute pe tine. Uh, dacă ai avea puteri limitate ce ai face? Băi, la modul godlike. Băi, eu mă simt că am puteri nelimitate. Limita e doar pusă de mine. Jur. Deci chiar mă simt că... Și dacă ai dat la o parte toate limitele, ce-ți vine în minte să faci? În lumea asta? Aici, pe pământul ăsta? <laughs> nu știu cât de rău aș fi, știi? Ok, Pentru ridicul. că, în general, eu am o vorbă referitoare la partea financiară. Ok. Banii nu-ți scot în evidență, că știi că oamenii se schimbă. De fapt, apar tu real în momentul în care nu mai Descoperi, te amplifică. Faci, exact, pur și simplu te amplifică. Și asta cu ideea de a fi un, cu puteri supranaturale, cred că pur și simplu ar scoate în evidență mai mult din ceea ce sunt eu. Și eu mă consider un om foarte disciplinat și cred că aș insista mai mult să devin eu mai profi. Nu. Eu mi-ar plăcea, sunt curios ce parte de întuneric ai tu pe acolo. Cred că Marea majoritate a uh, părții de întuneric are legătură cu mine, că îmi doresc foarte mult de la mine. Mm -hmm. Da. pe de altă parte, dorința asta mă și. Ce și de la în alții? În același timp? De asta sunt de foarte multe ori singur. Nu. Da. Oh, drop the mic. Și de multe ori uh, cer și oamenii nu-și doresc. Da. Și chiar am avut acolo o situație de foarte puțin timp. Zic, bă, bă, faci greșit. Oprește-te, faci greșit. Nu. Dacă omul nu e pregătit să te asculte, lasă-l să învețe pentru că degeaba îi spui. Adică tu nu ai nicio nu ai nici un drept să intervii în evoluția lui, să încerci să-l duci într-o direcție corectă dacă el nu, dacă dore. el nu și dorește. Sunt de acord cu tine. E o lecție bună asta. Nu vă băgați peste alții că vine karma peste Da, lasă-l să -l dea cu capul. Ce înseamnă să fii liber pentru tine? Mi-a venit în gând direct uh, uh, partea financiară. Bun. Îți aduce libertate. Mm -hmm. Din punctul punct de vedere, poate da. acum o să fiu văzut. A, oricum, răspunsurile că... pe care le dai sunt tu da. acum. Da, sunt uh, acum și eu sunt de părere că uh, în momentul în care des, câștigi destui bani încât să îți elimini uh, problemele financiare, poți să ajungi la nivelul în care să decizi mai bine pentru tine. Adică să poți să zici, bă, nu e conform ceea ce cred și spun pas activității respective. Corect, corect înțeleg. Sau unor oameni. Bă, nu ești la nivelul meu, leave me alone. Dacă, nu, dacă e dorința aia de a face bani și de a supraviețui, trebuie să stai lângă oameni care nu-ți plac. Și în momentul în care poți să decizi că, că mergi într-o direcție sau cealaltă, din punct de vedere financiar, cred că e una dintre cele mai importante baze. Mm -hmm. Că îți dă libertatea de a alege. Asta e părerea mea. E să o formă de, așa cum o văd eu tradusă de la tine, pentru mine ar fi să ai puterea, să ai putere să spui ceea ce vrei. Banii este o formă de energie, o formă de putere da, și atunci. De fapt, să fii tu. Ca tu. poți să descoperi e perfect asta și să fii fără. Tu. Dar avem nevoie Băi, de. Partea e asta. complicat asta cu. fără. Știi de ce? Pentru că uneori ești pus în situația de a face lucruri care nu-ți plac neapărat. Ca să supraviețuiești. Da, Da, așa este. Asta și asta este e necesar să iasă toată lumea din zona de supraviețuire. Adică dacă vine factura la final de lună și trebuie să plătești toate, nu prea poți să și bă, da. nu, nu vreau să fac asta pentru că dacă vine factura sau ai ceva în urmă, da. să faci. Da, așa e. Răspunde rapid. 100 de milioane sau 20 de ani? 20 de ani. Că-i facă ia, 100 de milioane 20 de ani. Nice. Ce-ai schimba în lumea asta dacă ai putea să schimbi orice? Eu o ador așa cum e. N-aș schimba nimic. Cum arată Mihai la 100 de ani? <laughs> în filmele alea, știi, cu bătrânea foarte mă rog că nu, și așa să nu fie grăgie în jurul lui. <laughs> <laughs> da, așa mă văd. Mă văd așa, dar tot sportiv Grampi. și tot disciplinat. Grampi. Cu bastonul la voi. Exact, da. Exact. <laughs> Bun. Uh, tu ai vreo întrebare pentru mine? Uh, în ce zonă activezi? În ce zonă activezi? Da. La fel ca și tine, sunt pasionat de toate sporturile. Sunt în sport și în nutriție și am practicat cât am putut eu din disciplinele sportive, ca să învăț cât mai mult din fiecare și să le adun pe toate sub o singură deviză, care se numește just move. Ok. Just move România face mișcare, face nutriție face holistic pentru că se, o, se adresează și părții fizice și spirituale okay. și minții și okay. sinelui superior și tare. Da, și misiunii personale mai mult. Păi și uh, care ar fi, cred că. Uite, Fia, dă mi un uh, sfat din punct de vedere spiritual care e cel mai relevant pentru tine sau care îl aplici acum și unul din punct de vedere fizic sportiv. Respiră. Oh, da. Asta e pentru spiritual. Genial. Și în sală, dacă nu respiri. Este super simplu. Da. Respiră oricând, mai ales când ți-e greu. Și conștient. O vine conștiența. Da. Am văzut că dacă îți faci respirație, cam după două minute deja știi cine ești. Genial. Sau măcar iese. Și ce mai era? Cer. Din punct de vedere fizic. Din punct de vedere fizic? Măi, mișcă-te. Stai într-un picior. Da, și asta Stai într-un picior cât, cât poți tu e o poveste uh, cum a ajuns un tip la iluminare, un prinț a dus un prinț să vadă un înțelept, o spun repede și un încheiem că am, -am lungit-o mult uh, s-a dus să se ilumineze la un, la un maestru și maestrul ăla când l-a văzut știa că vine, l-a văzut a venit pe cal și când să se dea jos de pe cal, i-a zis stop și nu știu cum a rămas la în poziția aia dar a stat acolo până când s-a iluminat ok aia are parte cu răbdare, cu disciplină, cu nu mișca. Că e, eu sunt just move, dar în același timp stai nemișcat și vezi cât stai. Și vezi ce se întâmplă. Da, pentru că elimini o parte din stimulii exteriori care te lasă să te focuseze spre tine. Eu zic nu? așa, că te deconectezi de corp. Exact. Și atunci ești tu. Că te tu vezi ești spate acum? Uh, nu, mă văd aici. Da? Sunt super prezent aici. Dar eu pot să mă văd de sus. E foarte mișto că faci detașarea asta mie îmi place să simt în continuare. Mi-am dat seama că dacă mor, nu o să am mâini și cât sunt pe pământ și am simțuri. Mamă, mi-a dat asta Băi, de ciocan în cap, direct. Era o melodie care a spus, iubește-mă cât timp că ai mâini. A, da. Da. Bea cafeaua aia, bucură-te de ea. I-ați iubit -a în brațe, da. -a -ți în brațe. Că nu o să mai ai mâini. O să o vezi în continuare, dar nu o să mai ai mâini. Tare. Băi, vreau să-ți mulțumesc pentru că discuția asta a fost super mișto. Mi-a plăcut foarte tare. Îți și mulțumesc mie. pentru timpul pe care le-ai acordat. Pe... Ni le-ai acordat. Uh, și din partea celor de la Gimpim și din partea mea îți mulțumesc pentru că ai fost sincer și ți-ai pus sufletul și mintea aici pe basă cu noi că ai da, fost deschis. Am, venit deschis am simțit asta mi-ar plăcea tare mult să am o promisiune la tine neforțată că mi-ar plăcea să mai discut cu tine fie că filmăm sau nu filmăm ești un om super mișto și o am, am să te urmăresc fără. vă invit și pe voi să-i dați follow pe Instagram și pe, și pe YouTube meriți urmărit ești mai mult decât, decât se vede și decât arăți dar necesită puțină atenție la lucrurile pe care noi să ne uităm la tine da, cu alții ori. Iar pentru voi, dragilor, dacă v-a plăcut, haideți cu un like, haideți cu un subscribe și în comentarii lăsați-ne ce ați vrea să mai întrebăm pentru data viitoare, pentru următorul nostru uh, invitat și ce alt invitat ați vrea să mai avem. Dacă mai aveți orice altă sugestie, la fel vă, vă invităm să scrieți în secțiunea de comentarii și ne vedem data viitoare. Mai e ceva de adăugat înainte să încheiem? Sunt pe fază și vă răspund și eu la întrebări. Dacă aveți întrebări, lăsați-le în comentarii și promit să vin să răspund și eu. Bloană, mulțumim! Ne vedem data viitoare! Ciao.